despre corul Divina Armonie se pot spune foarte multe lucruri și aș începe înainte de toate cu statutul lui, care este, după părerea mea, statut de cor profesionist, pentru că este alcătuit din oameni, în majoritate din oameni care au studiat muzica și pentru că este și remunerat. Această componenta lui cade în sarcina doamnei Paula Ciuclea, cea care a fost și inițiatoarea corului și cea care este îndrăgostită de muzică mai mult decât chiar profesioniștii adevărați. Ea este o amatoare de muzică, este o împătimită a muzicii și în special a muzicii de operă. Cred că înființarea corului Divina Armonie a făcut-o pe Paula Ciuclea să își canalizeze întreaga ei activitate spre muzică. Era mai greu de construit un studio de operă, dar corul acesta, care, așa cum spuneam, este un, are un statut special, i-a fost mai la îndemână, se pare. Apoi trebuie să spun încă un lucru foarte important. Corul Divina Armonie este un cor binecuvântat, după părerea mea, pentru că fiecare zi de duminică și fiecare zi de sărbătoare participă la liturghiile de la Biserica Sfântului Gheorghe. Este un, cum să spun, un imens câștig moral și pentru coriști și pentru cei care îl ascultă duminică de duminică la Biserica Sfântului Gheorghe. Despre abordarea repertorială se pot spune foarte multe lucruri, pentru că lucrările pe care le interpretează corul Divina Armonie sunt lucrări de mare dificultate și sunt lucrări de largă popularitate în același timp în muzica corală românească și internațională. La conducerea corului se află și un muzician talentat, priceput, harnic, Marius Firca, cel care într-un fel sau altul și-a pus pecetea în ultima vreme pe evoluțiile foarte bune ale corului Divina Armonie. Printre corurile înscrise în Asociația Națională Corală, corul Divina Armonie are un statut special. Este singurul cor care e susținut, e întreținut, e subvenționat, mai bine zis, de o persoană fizică, de un particular, să spun așa. Paula Ciuclea face eforturi deosebite ca să-i poată remunera pe coriștii din Divina Armonie și este un lucru mai mult decât lăudabil, pe care de fiecare dată îl dau exemplu la adunările generale ale Asociației Naționale Corale. Nu știu dacă în țară mai există o persoană care să patroneze, în ghilimele, o formație corală de asemenea vergură. Spun de asemenea vergură pentru că, pe lângă lucrurile pe care le-am spus până acum, evoluțiile corului Divina Armonie sunt de foarte bună calitate și pretutindeni unde merge, în țară sau în străinătate, atrage un public avizat și un public dornic de muzică bună și mai cu seamă este răsplătit de cele mai multe ori cu aplauze îndelungate. Ce mai putea spune despre corul Divina Armonie? Că din punctul meu de vedere, îi doresc să poată rezista în peisajul acesta al muzicii corale românești și mă rog ca
Paula Ciuclea să aibă puterea, să aibă forța, să aibă sănătatea de a-l menține în continuare pe, printre primele locuri ale corurilor înscrise în Asociația Națională Corală din România.